Bine v-am găsit la Deferiți Mass Media. Cosmin Gușă, Bogdan Chiriac, Val Vâlcu, Gold FM, DC News, DC News TV. Cred că n-am scăpat pe nimeni, ne mai lipsesc deferiți. Care bună sunt ziua, deferiții bună de ziua. O zi bună. O zi scurtă, pentru că la 6 trebuie să fiți în casă, așa că propun să mergem mai repede astăzi. Sunt televiziunile astea chestionar, da? Nu dezbatere. Îți pun o întrebare și n-ai timp în 20 de secunde decât da, nu știu, nu răspund, că n-ai ce să mai faci, trece la știrea următoare. Noi putem să stăm un pic mai mult, așa, preț de un minut pe știre, dar să avem un ritm mai rapid, vă propun. Întrebam care sunt deferiții de astăzi. Pe cine judecăm, Cosmin? Păi, noi am rămas de aseară să îl discutăm pe Raed Arafat, ceea ce mi-aș dori, chiar dacă tu te ferești de subiect, îți place Țancă, Uraganul, să te dau de gol imediat, o să pun înregistrarea de aseară de la RTV, de la Ciutacu, în care ai fost capel maestru, cum se zice la ăștia care aranjează, fac. Deci, dar neglumind, chiar o să discutăm despre Raed Arafat și dacă... Da, eu mă gândesc să-l invităm la DC News și la Gold FM pe domnul Țancă Uraganu, de ce nu? Și pe fratele domniei sale, Miraj Tsunami. Deci, așa îi zicea, că n-am auzit bine ce a zis acolo, Miraj Tsunami. Acum, nu știu subiectul, dar invitație înseamnă că trebuie să-i lipești niște sute de euro pe frunte, pe cutia Giorii. Bine, acolo... Îl chemăm pe un vechi prieten al nostru, nu mai dau numele, că l-am dat aseară, era mare specialist să-i lipească sute de dolari, erau pe vremurile alea lui Adrian, copilul minune. Și aș mai avea un subiect, dacă cu permisiunea voastră, să deferim mass mediei și războiul din Ucraina, pentru că de ieri sunt câteva mii de tancuri comasate la granița Rusia. Ucraina cu niște elemente care cred că ar trebui să ne intereseze foarte tare pe noi. Ar fi, dacă am avea politică externă și de securitate în această țară, cred că ar fi trebuit să fim foarte interesanți că un război fierbinte e pe cale să reizbucnească chiar la granița de est a României, dar nici departe de granița de est a României. Exact acum, o oră, începea o emisiune cu Mircea Gioană, avem secretar general adjunct NATO și un avertisment serios lansat la DC News pentru Rusia. Deci, ascultați emisiunea, revedeți-o pe YouTube sau Facebook. Dacă ne gândim la subiectele zilei, evident, protestele care au cam scăzut în intensitate. Da, hai să nu știm ce va fi însă în weekend. Îmi cer scuze, Vali. Hai să vorbim despre Raed Arafat, Cosmin. Chiar mă interesează. Spun eu primul, spui tu primul. Că... Nu, te rog. Că... Deci, în opinia mea, Raed Arafat este o poveste de mare succes în țara noastră. Din toate punctele de vedere, pe de-o parte a integra oameni născuți în alte țări deveniți cetățeni români, educați în România, deci asta e chiar o poveste de succes. Mai departe, un om extraordinar care a salvat zeci de mii de vieți prin sistemul de medicină urgență pe care l-a creat, un om care într-o mare de impotenți, de nerealizări, de șpăgari, de birocrați, de fricoși, de monștri, că mai nou sunt și monștri în politica din România, așa, monștri, balauri. Raed Arafat și-a păstrat coloana vertebrală, a refuzat să fie ministru, nu? Că au vrut să-l pună ministru după 2012, omul nu s-a băgat, a rămas subsecretar de stat sau secretar de stat, înainte era subsecretar de stat pentru dispeceratul ăsta de situații de urgență. Deci este un om care și în acest moment e singurul coerent. Poate că este excesiv, cum e cu închisul magazinilor la 6 sau circulația peste noapte oprită. Dar nu el ia singur toate deciziile astea. Și atunci, al schimba pe Arafat, un om care chiar cunoaște Cosmin Gușă pentru numele lui Dumnezeu, chiar știe subiectul,
e specialist, e meseriaș, cu un nou Vlad Voiculescu sau cu vreo pițipoancă de asta, de o pun ăștia șefă pe nu știu unde și pe nu știu ce și pe... O pensionară aș vrea, la vreo 40-41 de ani. Perfect, o pensionară, cum frumos spune șeful nostru, la 40-41 de ani, cum e doamna aceea secretar de stat acum de nou, cu pensie la 40 de ani și secretar de stat cu leafă de pe la Ministerul de Interne în momentul ăsta, cum să spun, facem un rău uriaș acestui popor. Asta a fost pledoaria mea, abia aștept să o aud pe ta. Da, eu îl cunosc bine pe Raed Arafat și aveam o părere bună spre foarte bună despre el până la începutul pandemiei. Am și discutat în urmă cu un an de zile, discutam mai mult cu el, că înțelegea. Am avut o discuție lungă, 7-8 reprize legate de loturile olimpice ale României și am explicat necesitatea ca acei olimpici să nu plece acasă pentru că nu au condiții acasă, nici de medicație, nici de izolare, nici de hrană. Mare majoritate sunt săraci, nu numai la mine, și la Lipă, la Canotaș, peste tot erau. Și i-a părut că pricepe prima dată, chiar a dat o notă, după aceea, în acord cu ce spui tu, a dovedit la începutul pandemiei că nu se poate impune, nu poate să facă față. Politicul a fost mult mai puternic și ne-a dat în spate în sport, fără amestecul lui Arafat, repet, a vrut să facă bine. Cu vreo 6 luni de zile am putut să rechemăm loturile olimpice la Izvorani numai prin iunie, le-am dat drumul în martie acasă. Și repet, e vorba de foarte mulți sportivi care au condiții precare, stau la țară, unii sunt orfani. Nu e atât de frumos sportul în spate pe cât de la televizor. Marii campioni ai României, până să ajungă să aibă rente viagere, sunt săraci și trăiesc din niște indemnizații, cum or fi ele, de la Comitetul Olimpic sau de la noi, de la Federație. După aceea l-am observat cu atenție și mi-am dat seama că repetă o partitură externă fără să-i pese care sunt particularitățile României. Eu cunosc exact și de la Velea și de la restul din comitetele lor felul în care se duceau discuțiile și cât de importantă era părerea lui Arafat. Arafat părea, asemenea lui Iohannis, că vine tot timpul cu o notiță de lucru și impune anumite măsuri care nu erau neapărat adaptate. De aici și bâlbele, de aici și minciunile, de aici și carantinarea forțată, dacă vă amintiți că am discutat la DC News prima dată anul trecut despre carantinarea forțată și ilegală a unei comune din Prahova, doar pentru că îi aparținea președintelui Consiliului Județean actual și așa mai departe, făcută de Arafat. Dar eu nu vreau să vorbesc, adică nu mă pricep să-l critic by the book, doar că m-a convins și, repet, din poziția unuia care îi admira munca, că aplică într-un mod neprofesionist ceea ce îi se spune în altă parte sau ceea ce vede la alții la o realitate românească diferită în mare măsură și pentru că e foarte mult neprofesionalism la noi și pentru că e altul specific și așa mai departe. Asta cu studiile, o aplaud și eu cu studiile în România. Să știi că sunt probabil cel mai mare cunoscător de expatriați într-un fel, dar ei de fapt sunt alogeni români deja, mai ales cei venind din țările arabe și pot să îți spun ceva, ceea ce și tu știi bineînțeles, poate la fel de bine ca mine și Val, au o calitate. Sunt agenți dubli sau tripli ai serviciilor secrete, dintre care unul este și românesc întotdeauna în cazul lor. Nu, știm nu mă refer la Raed Arafat, că n-am dovezi, da, dar Cosmin, spun că de regulă toți sunt în acest fel. Acum, nu-i putem privi pe toți așa. Și hai să mai spunem un adevăr ascultătorilor și urmăritorilor noștri în acest moment. Țara noastră trebuie să se pregătească. E o realitate dură. Pentru că în câțiva ani de zile, nu spun chiar că de astăzi, dar în orice caz mâine, să primească că asta e viața. Imigranții. Deci, e adevărat, dar deci, de unde știi unde o să fim racordați noi peste câțiva ani de zile? Faptul că suntem racordați astăzi la un trend mai apropiat de tip Germania, mai îndepărtat de tip Statele Unite, progresism, asta nu înseamnă că realitatea românească, atât de fluidă, care nu are politică externă,
nu va fi obligată prin niște negocieri externe peste capul nostru să se alinieze diferit, acolo unde probabil ne va fi specificul, pentru că noi avem un alt specific decât euroatlantismul ăsta. E adevărat. Și suntem cam săraci și cam neatractivi deocamdată, deși față de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, cu excepția Israelului, desigur, România este extrem de atractivă. Dar vreau să spun următorul lucru. Noi deja integrăm un mare număr de ceea ce se numește cetățeni moldoveni. Deci, până la urmă, români dincolo de Prut. Am integrat în această perioadă, cred că sunt sute de mii de basarabeni, așa, cum e corect să-i numim, care lucrează, trăiesc și au luat casă, au slujbe în România. Problema este că, cu siguranță, în rândul medicilor, asistentelor medicale, infirmiere, multe domenii, va fi nevoie de imigranți. Să nu uităm că înainte de criză era o catastrofă dacă îți căutai un instalator sau un zidar sau ce vrei tu în zona asta. Nu mai sunt, că ai noștri au plecat în Germania. O să-ți vină din altă parte, dar asta e deja o altă chestiune. Nu ești, din ce sesizez eu, nu ești în dezacord cu mine în privința doctorului Arafat. Singura... În privința felului în care a lucrat în pandemie. În rest, pentru ce a construit el acolo, știu exact ce a construit acel smurt, știu cum l-a început, pentru că Târgu Mureș nu era departe de Cluj și de Câmpia Turzii. Deci îl cunosc pe Raed de mulți ani, de când era mic în meserie, cum ar veni. Și ce a făcut acolo, a făcut un lucru bun care funcționează din fericire. Că mai dă bâlbe, e peste tot în lume, dar măcar funcționează și ne-au salvat destui prieteni sau rude sau ce avem de la moarte de multe și ori. Eu cunosc foarte multe asemenea întâmplări. Cu acordul lui Vali, pe care îl văd că forne e un pic plictisit de discuția noastră, să îți relatez o întâmplare cu marturi. La ea a asistat și Victor Ciutacu. Din 2014 am fost cu Victor Ponta în golf. A vizitat 5 state atunci. Era premiera al României. În Qatar eram. Invitații șeicului, mă rog, la masă. Eram eu, era Victor Ciutacu, era Raed Arafat. Și a venit reprezentantul prințului. Și de fapt, noi am vrut să ne ridicăm, că era o discuție, el venise pentru doctorul Arafat, nu pentru discuții cu presa. Noi am vrut să ne ridicăm, să ducem în altă parte, doctorul nu, zice, vă rog, dar vă rog, domnul Chiriac, domnul, rămâneți pe loc. Ciutacu este și a mai confirmat tot. Și reprezentantul prințului i-a spus doctorului Arafat că dorește un sistem de medicină de urgență ca în România. Iar pentru asta, i-a spus textual, nu trebuie să vă faceți nici un fel de probleme pentru buget. Deci, catarezii îl luau parafat la greutatea lui în aur, pe loc, că acolo e ordine, după cum știi. Să pune omul pe un taler, pe celălalt taler, până să pleacă să echilibrează balanța. Omul a spus foarte clar, nu, eu am început în România, vreau să continui. De altfel și pleca la NATO, că este și nu știu ce comite NATO în zona asta. Deci vreau să spun că Arafat, spre deosebire de cei mai mulți politicieni din România, are și o incontestabilă recunoaștere internațională. Ori, poporul a ieșit, e pe bună dreptate nemulțumit, alegerile au fost cum au fost, bune, ele au fost corecte funcționar, dar falsificate din punct de vedere moral, fiindcă au fost în pandemie și lumea nu s-a prezentat la vot, de asta și nemulțumirea populației, dar hai să nu-l sacrificăm pe Arafat pe fondul nemulțumirii generale, mai ales că știi bine că au vrut să-l execute de cum a venit primul guvern Orban la putere, Cosmin, deci cu el au început. Eu n-am probleme cu execuția lui. Eu m-am exprimat nemulțumirea și am spus și aseară și spun și acum și m-am propriu de final ca să nu mai fornei, cum zici tu, Val Vâlcu, că ar trebui, dacă pleacă, să plece la pachet din acea condiție, din acel comitet. Adică Voiculescu să plece
din funcția de ministru, pentru că evident că trebuie să plece micul Voiculescu, ca să nu mai confundăm tot timpul Voiculescu cu Voiculescu, iar Raed să se ocupe de ceea ce știe mai bine, de secretariatul de stat. Cred că lipsa lui de credibilitate publică în acest moment și chiar și în interiorul politicului strică, apropo de administrarea pandemiei. În rest, cu meseria lui pe care și-a făcut-o bine, nu este absolut nicio problemă și nu are nevoie de înlocuitor acolo. Dar spun, atât de lovită de lipsă de credibilitate este această acțiune din pandemie cu aceste colective, iar el este unul dintre simboluri. Îmi pare rău că trebuie să spun că dacă treburile ar fi fost ok, nimeni n-ar fi discutat despre Raed. Mai văzut vreodată să discut despre vreunul de rău, că e arab, că e ungur, că e țigan, că Doamne ferește, n-are nicio importanță. Eu mă bucur. Această diversitate mă bucură pe mine și să știi că n-am spus peorativ nici treaba cu agent dublu sau triplu. E foarte util să ai oameni la dispoziție care aparțin și au relații în interiorul mai multor servicii secrete atâta timp cât nu le dai niște butoane din, nu știu, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Iar aia cu că n-a vrut să fie ministru, e deștept că n-a vrut să fie ministru pentru că trebuia să plece acasă cu fiecare guvern. Așa, ca secretar de stat, a rămas în guvern atât de mult timp. Hai să-l lăsăm acolo și să nu-i pacem pe el să deconteze incompetența fără margini a multora din acest guvern. Începând cu excelența sa, domnul ministru Vlăduț Voiculescu, alminteri inexpugnabil. Domnia sa rămâne acolo, poate o să mută ăștia Palatul Victoria. Hai să lăsăm discuția, să mergem și puțin pe fapte, nu pe povești. Deci dacă dorim o paralelă, doctorul Fauci din Statele Unite, care la rândul său este de nu știu câți președinți acolo, evident, experții pun pe masă soluțiile și politicienii le aleg. Deci, practic, în prima fază a pandemiei, Raed Arafat a rămas singur, a fost împins în față, nimeni nu și-a asumat nimic, nimeni nu știa nimic. Împreună cu Străinu Cercel, dacă vă amintiți, în precedenta pandemie, pentru că au fost avertismente, faptul că acum unul protestează, altul nu crede, altul nu poartă mască, nu înseamnă că nu vor mai fi astfel de catastrofe și că nu vor fi mai severe. În 2002-2003 SARS-CoV-1, doar o minune a făcut să nu, de fapt nu o minune, ci faptul că au purtat mască cetățenii din Asia de Sud-Est, din țările de acolo, a făcut să nu se răspândească la nivel global SARS-CoV-1 cu acel sindrom devastator. Ți se inundau plămânii cu apă. Practic te înnecai în tine însuți. 2009, H1N1, gripa așa numită porcină. Norocul a făcut că virusul și-a pierdut agresivitatea. Deci încrucișă, cum acum a luat o tulpină braziliană, razna sau nu știu ce tulpină, atunci omenirea, uite, a primit un cadou, un cec în alb și a scăzut. Bun, erau și mijloace farmacologice în momentul ăla, erau medicamente specifice pentru virusul gripal. Ebola, țineți minte, s-au pregătit, a făcut Străinul Cercel niște cabine de alea de duș cu dezinfectanță. Cu Ebola nu te joci. A venit Curtea de Conturi să îi le impute, că nu se folosesc. Că o pandemie de asta vine și la 10, 20, 100 de ani. Deci, despre ce vorbim? În cazul de față, cazul de față cu... Dar știi că l-a luat și pe Arafat Curtea de Conturi, că tot așa a făcuse și el niște stocuri pentru Ebola și a spus, domnule, că Ebola e folosit. Stocurile de Ebola. Deci, în prima fază, s-a impus această măsură cu internarea fără asimptomaticilor și iarăși nu e din capul lui Arafat, nici smurdul nu e din capul lui Arafat, e un model din Occident. Deci noi am preluat acest model cum am preluat modelul, cum a venit Davila, cu modelul sistemului de sănătate francez. A fost, nu putem. A fost unul cu un model care a putut să-l ducă la bun sfârșit. Și l-a și dus. Stai să zic internările. Ca să pute Occidentul de autostres. Băi, noi modelul ăsta nu l-am putut adopta. Noi avem modelul că plătim firme occidentale să nu facă autostrăzi. Proaste ar fi să facă. Dacă ea e plătită la cheie să stea, cum să zic, eu mă duc la oamenii ăia, dacă s-ar apuca să facă, aia nu mai sunt esauri, sunt filantropi.
Dacă se apucă să facă, când statul român te plătește să stai. Dar revenind la aia cu internările, faza cu internările, se încerca containmentul. Așa se cheamă. În prima fază, când transmiterea comunitară nu este extinsă, se poate încerca conținerea, oprirea răspândirii. De aceea nu trebuia lăsat un om să bântuie prin tramvaie, că ați văzut cât spirit civic au părinții din România care își trimit copilul cu mucii sub barbă și cu 40 febră, că n-am cu cine să lasă, îl trimit la graniță să se îmbolnăvească și pe ceilalți. Deci s-a încercat în prima fază. S-a recunoscut, domne, transmisie comunitară extinsă, n-are rost să mai ținem simptomatici în spitale, n-a reușit. A fost influxul de pacienți, de contaminați mult prea mare. Bun, chestiile astea cu magazinele, de aia sunt politicieni. Medicul vine și spune, domne, da, stați, dacă am fi putut, societatea omenească, dacă putea sta 14 zile în casă, 14 zile, să nu iasă nici cu nasul la geam, venea armată, a aruncat biscuiți pe ușă, să termina pandemia în 14 zile. Nu se reușește treaba asta. Civilizația omenească în actualul stadiu de dezvoltare nu se reușește. Eu când vă văd că vorbiți că se termină pandemia, asta nu se mai termină niciodată. Bun, ok, stai, eu spuneam cum se va face. Bun, asta o ducem pe picioare și așa mai departe. Când o veni aia nasoală, gripa, atunci o să mai care discutăm. Care gripă? Păi nu ne lăsa în aer așa. Păi, ai spus că vine aia nasoală, gripa și nu ne-ai gripa din 1918, mult mai contagioasă decât SARS-CoV ăsta. Gripa spaniolă, așa numită. Sunt scenarii în care se merge până la extinția 95%. Și nu trebuie să ne ducem în istorie. Extinția umanității? Extinția populației până la 95% s-a întâmplat după ce Pizarro și ceilalți au venit în America de Sud, au murit între 80-90% din populația amerindiani, nu știu cum să le mai spun, să nu calc vreo regulă din asta de exprimare. Băștinașii, da. Variola, alte viroze din Europa au ras. Păi cum cucereau aia un imperiu incași sau în Mexic, dacă totuși la număr erau milioane și ăștia veniseră cu 500 de oameni. Bun, ne întoarcem acum la demiterea, schimbarea, etc. lui Arafat. Nu cred că în cazul lui Cosmin Gușă, care se pricepe la manipulări, la diversiuni, nu se vede clar așa cum un meeting poate fi deturnat ca paratrăznetul. Da? S-a băgat doamna Șoșoacă, e drept, n-arată paratrăznet, împotrivă, arată foarte bine direcția în care se duc oamenii și a luat oamenii de la ușa lui Vlad Voiculescu și a dus la ușa lui Arafat. Nu este clar ce joc face Șoșoacă. În primul rând că e o caricatură care poate atrage pe unii, dar marea masă fuge de protestele astea când ai așa un personaj. Și doi la mână a luat de mânuță oamenii care erau la Ministerul Sănătății și a dus la Arafat. Deci cred că este mai useristă decât Chichirău din punctul ăsta de vedere al efectelor. Nu, useristă se zice că a fost. Asta era bârfa la început. Doamne, știți că niciodată din chestiile astea nu mai ești la pensie, nu? Cum era? Dacă ai fost, ești toată viața din... Da, în accepțiunea mai largă a termenului de userist, putem să acceptăm și asta. Eu încă o dată spun, această strategie este lovită de lipsă de credibilitate. Trebuie să plece cei care au administrat-o până acum, pentru că altfel... E și primăvară, e explozia de verde, de flori, lumea vrea să iasă. Deciziile sunt absurde, începe primul weekend întreg, practic, în care lumea va fi obligată să facă treburi absurde, la 6 să se ridice de la cafenele, de la restaurante, din aer liber, atenție, la 8 să se închidă în casă, te duci undeva într-o vizită, zicem, întârzii, trebuie să-ți faci declarații. De ce? Pe cine deranjezi tu circulând în mașina ta după 8 seara, trebuie să dai declarații. Cine știe, te mai și îmbolnăvești, te îmbolnăvește poliția. Nu, dar stai, să nu intrăm. Noi știm astea și multele am și susținut. Să termin cu ultimul scenariu sau ultima ipoteză, că cu Vlad Voiculescu. De ce nu îl schimbă sau așa mai departe? Dacă ați remarcat, Dan Barna nu poate să-l schimbe. Dan Barna i-a cerut lui Vlad Voiculescu să
îl pedepsească, mă rog, să-l îndepărteze pe Voina, omul de încredere, nu știu, omul forte al ministerului, pentru că a făcut acea postare care a aruncat în aer credibilitatea întregului demers, exact ce zice și Cosmin. După cum vedeți, nu s-a întâmplat nimic. N-a mișcat. Și nici Dan Barna n-a făcut nimic. Dan Barna, care, mă rog, încearcă, apărea mână forte. Și vă spun acum de ce. Sunt alegeri în USR Plus. Stilul lor de alegeri este de ăsta cu orizontal, cu internet, intră unii din 15.000 de oameni, votează, fac drept. Păi, iertați-mă, dacă el e în stare, Vlad Voiculescu, să mobilizeze o armată, că or fi troll din Leningrad, că or fi fanatici din România, că or fi oameni de bună credință care îl iubesc numai pe după el, reușește să mobilizeze, înclină balanța în alegerile interne, că nu sunt alegeri în sală unde să voteze. Votează unii pe internet. Nu își poate permite Cioloș să-l îndepărteze, că rămâne fără cu zero voturi la alegerile interne. Dincolo, Barna nu prea îl contestă, nu prea îl atacă din același motiv. Hai să ne gândim cum 5, 6, 10 mii de fani de ăștia, de urmăritori pe internet, sugrumă democrația. Deci, USR-ul nu poate să-l elimine, PNL-ul și, mă rog, guvernul, coaliția nu poate să elimine USR-ul, deci țara este captivă acestor 5, 6, 10 mii de fani care prin internet, iată forța internetului, dirigează ce se întâmplă în țara asta. Dar voi știți cum este organizat intern, USR-ul ăsta? Din ce am văzut la televizor, nu. Nu, m-am interesat. Nu astea oficiale. Ei sunt organizați așa, niște cuiburi. Câteva zeci până la câteva sute comunică unii cu alții și negociază între aceste cuiburi, între aceste, hai să nu le zic și cuiburi, nu cuiburi legionare, nu asta mă refer, dar cuiburi de oameni care gândesc la fel, au interese comune și negociază cu ceilalți susținerea. Și atunci e mult mai simplu pentru cineva din spate care nu se vede, să zicem așa, ofițerul de legătură comun al tuturor, să îi coordoneze și atunci rezultatele de la alegeri la ei se stabilesc așa. Problema, în afară de alegerile interne de la ei, este una cu candidatura la prezidențiale, care bineînțeles că nu poate să fie decât una, cu prețul spargerii sau, să spunem, cu prețul neînfăptuirii fuziunii USR cu Plus, și ei forțează într-adevăr și o poziționare comună cu PNL-ul. Dar nu ei, astea vor fi niște decizii externe, pentru că trebuie să recunoaștem și acest lucru. Cei de la USR și micul Voiculescu, despre care tot vorbim noi, au și ei o foaie de parcurs. Ea este foarte bine reliefată, nu știu, prin poziționarea publică a lui Cioloș, care e liderul grupului Renew din Parlamentul European, pe care o respectă această foaie de parcurs. Ei nu se consultă pentru foaia lor de parcurs nici cu șeful guvernului, ei nu se consultă nici în interiorul coaliției între lideri Orban, Kelemen, Cioloș, Barna, și acolo, vedeți, ei au 2 din 4. UDMR-ul merge cu 1, PNL-ul merge cu 1, ei merg cu 2. Acolo e 2 la 2 de fiecare dată, un partid care este mic și destul de neînsemnat în acest moment, adică ne facem mult prea mare gălăgie. De ce? Pentru că știm care sunt interesele ascunse în spatele acestor câteva procente reale pe care le au de sprijin la populația României. Interesele sunt interne, prin armata puternică de rezerviști, care s-au comportat reprobabil și se mai află și în conflict cu unitatea de bază, cum este o grupare importantă de foști SRI-iști activi, care sunt în conflict mare cu SRI-ul activ. De astăzi se vede cu ochiul liber tot ceea ce vedeți devoalat cu negocierile de prin Dubai ale lui Florian Coldea, cu oameni de afaceri, cu unii cu alții, sunt de acolo. Adică el este subolitizat. Aia a fost, aia e parte din fake news-urile care circulă. Deci aia cu Dubai e confirmată de noi ca fake news. Ca fake news. Dar, da, nu înseamnă că nu pot negocia nu și cu să negocieze și puteți să ducă până în Dubai să negocieze. Eu nu mă iau de oamenii de afaceri români, de-aia n-am pronunțat niciun nume. Omul de afaceri români care spune că a fost la Iași, s-a întors la Iași din Dubai.
Asta se știe. Ce, dar ce nu știu ei și se duc în această capcană, nu știu, frații Cristescu sau cine o mai fi pe acolo, cine o mai fi fost, ei nu știu că Florian Coldea, într-adevăr, este monitorizat de către unitatea de bază, tocmai pentru că este depozitarul atâtor secrete. Și fiecare mișcare a lui trebuie să fie monitorizată. Și atunci ei când se duc, se duc la televizor, cum ar veni, adică se duc în văzul tuturor. Dar nici asta nu contează. Revin. Interesele externe, trebuie să ne obișnuim că România nu le mai negociază, din păcate, și cu asta a început Bogdan Chiriac emisiunea. Noi ne mai negociind interesele externe în interiorul României, luându-le de-a gata, am ajuns în această postură de victimă abuzată, ca să zic așa. Adică la noi tot ce se întâmplă, se întâmplă în dezavantajul nostru. Noi nu primim nimic din orice se întâmplă prin România. Toate merg în altă parte. Iar această stare de spirit, să știți că enervează foarte mult. Mă uitam și aseară la avocatul ăsta care mi-a plăcut mie, la Dan Chitic, unul dintre liderii din Piața Victoriei de acolo. Dom'le, în retorica lui, foarte articulată, foarte dură și foarte clară, apare ceea ce transpare și din discuțiile de pe internet mai mult. Acolo am văzut și mi s-a arătat, că nu mă uit atât de des. Respectiv această nemulțumire că nu contăm în nicio negociere politică, militară, de inteligență comercială. Ori asta trebuie să ne sperie. Pentru că dacă alte state se mândresc, fac sărbători pentru cum s-au impus sau cum și-au impus punctul de vedere într-o anumită problemă cu avantaj reciproc, nu știu, Ungaria cu fabricile BMW, Audi și așa mai departe, cu discuțiile cu Germania, care erau foarte contundente și s-au finalizat prin mega investiții. Sau, cum au speculat foarte bine, izolarea Rusiei de acum câțiva ani în plan european și au acceptat o investiție de 10 miliarde la POCS, la centrala nucleară electrică de acolo. Iar au câștigat. Sau, cum l-au văzut pe Trump la început, că este blamat peste tot în Europa, a ridicat mâna, l-a validat Orban din interiorul Uniunii Europene. Vreau să vă spun că a avut foarte mult de câștigat pe terțe piețe pe care Statele Unite le coordona, inclusiv pe piața financiar-bancară. Trump l-a ajutat pe Victor Orban să-și alinieze într-un fel la comandă sistemul bancar de acolo. Adică sunt avantaje la noi. Dacă te uiți, ce vezi? Îl vezi pe Câțu, care săracul nici nu știe pe unde să scoată cămașa, nu spune mai nimic, este lovit de o totală lipsă de credibilitate, nu conduce un guvern, pentru că fiecare partid își conduce miniștrii în interiorul guvernului său, el n-are autoritate deloc, ca asupra unui ministru de mere. No, aici nu m-aș hazarda, pentru că a spus sunt la 6 luni, mai e o lună, nu? Până mai aprilie, și mai, hai să zic, când or să înceapă să apară evaluările și ar putea să radă câte un ministru. Pă, ideea nu e schimbați-l, adică eu l-am evaluat negativ, deja altul. Și n-au ce face. Aici a fost o mică tatonare. Au avansat ideea liberalii a unei consultări cu specialiștii PSD pentru efectele pandemiei, pentru succesul campaniei de combaterea pandemiei. Era o tatonare oare ca să vedem o mare coaliție fără ăștia de la USR? Era un pretext, dom'le, hai, acum discutăm, lucru care între noi, fie spus, trebuia de la început să fie, pe temele astea, să fie o... Adică, care este ipoteza pe care o lansezi? Să-i scoată, dom'le, pe USR afară și să guverneze PNL cu sprijinul PSD sau viceversa. Ok. Ce e așa de simplu. Și porneau de la ideea că trebuie să fie consens pe pandemie, să întâlnească experții pandemici, antipandemici, să discute măsurile de restricție sau alte măsuri. A fost o propunere săptămâna aceasta, respinsă. A fost și o autopropunere. Mă miră timiditatea verbală a marelui Bogdan Chiriac, un mare cunoscător al lui Marcel Ciolacu, glumesc. Chiar e o glumă, da. Oricum foarte bun, cunoscător al PSD-ului, acum nu mai glumesc, dar valie mai mult de atât s-a întâmplat. S-a autopropus PSD-ul, s-a autopropus la guvernare și prin vocea lui Marcel Ciolacu, poate am fost eu mai atent decât voi, și prin vocea lui Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt,
au vorbit clar că nu mai este reprezentativ acest parlament și această coaliție pentru nevoile populației, ceea ce în limbaj de ăsta de invitat la dans, asta înseamnă invitație la dans de Mihail Drumeș. Citeam romanul ăsta pe sub bancă la ore, pe vremuri, pentru că se sugera de multe ori sex acolo cu elevii și eram cu toții curioși că nu puteam să vedem la televizor sau pe internet, citeam în romanele lui Mihail Drumeș. Ei, așa și cu PSD-ul. PSD-ul vrea și el să facă puțin sex politic, pentru că vrea să producă ceva. Acolo există o mare nedreptate la nivelul comunităților conduse de către PSD, pe care liderii partidului n-au rezolvat-o până în acest moment. Mare rușine. Nici măcar nu s-au chinuit, nici măcar n-au discutat. Adică eu în locul lui Ciolacu luam de mânecă pe Orban pe acolo, pe la Parlament, îl puneam într-un colț sau la bar acolo, beam și un șpriț, spuneam, băi frate, ce faci? Cum îți permiți să faci chestia asta? Nu poți chiar să rămâi nepăsător când sunt refuzați la finanțări toți oamenii tăi de bază, care sunt președinți de consilii județene, primari de municipii și chiar și de comune importante. Ăștia au fost refuzați la marea majoritate a finanțărilor guvernamentale pe motiv că sunt PSD. Și acum l-am văzut pe fostul coleg al lui Bogdan Chiriac săptămâna trecută pe Cristian Tudor Popescu, care, dom'le, și-a dat el seama că de vină este PSD și Dragnea din nou. Adică, din nimic, uitam la el la televizor și s-a contorsionat dintr-o dată și a spus că de vină pentru existența aurului și a mesajelor mortale și extrem de periculoase la adresa Maie Morgenstern, care n-a fost găsit făptuitorul niciodată și actori mari au infirmat și prima ipoteză că ar fi fost jignită într-o primă instanță acum 3 săptămâni. Nu trebuie pierdut timp cu chestia asta. Dar nu mă las să termin. Stai că nu mă duc în mai progresiv. Și el a găsit vinovat de existența aurului, l-a găsit vinovat CTP-ul, l-a găsit pe Dragnea, domnule. În cazul doamnei Maia Morgenstern, Cosmin, aici chiar nu e nimic de glumă sau de analizat. Dacă doamna Maia Morgenstern ne-a spus că a fost jignită și amenințată, eu o cred 100% și cred că antisemitismul este o ciumă înspăimântătoare, mai groasnică decât ciuma din sectorul Dar nu există 14. În România. Este o ciumă înspăimântătoare foarte gravă, eu, dar nu există în România. Eu am încredere absolută în spusele doamnei Morgenstern. Pe dânsa o cred și nu cred nici autoritățile, nici altcineva, fiindcă, mă rog, cunoaștem cu toții și chiar știm despre ce vorbim, un pic de istorie. În legătură cu ipoteza de care pomenește Val Vulcu și anume care și USR la guvernare și a intrat PSD-ul, eu, și vă rog să mă contraziceți, eu nu cred că vreodată președintele Iohannis ar accepta așa ceva. Cum să spun, ideea puternică, ca să nu numesc altfel, a domniei sale, a fost scoaterea PSD de la guvernare. Întrebat, ce ați realizat în primul mandat prezidențial, sunt 5 ani de zile? N-a spus, am organizat țara în așa fel încât am restructurat instituții, am 2300 de kilometri de autostradă, 2000 de kilometri de cale ferată de mare viteză, investiții de 500 de miliarde de euro, așa cum ne așteptam să fie un Carol I al României din secolul 21. Nu, a spus, am dat jos guvernul PSD. Ori dacă asta a fost cea mai mare realizare a primului mandat, cum ar fi să spună în mandatul 2 am readus PSD la guvernare? Vă întreb. Deci asta apropo de ceea ce se vehiculează în spațiu public, Cosmin. Și eu să răspund cum a fost întrebat Reagan, cred că. Ce, vei crește impozitele? Sau le vei, numai. Și a zis, citiți pe buze, read my lips. Nu. Și cum a venit la putere, le-a crescut. Deci orice e posibil în politică, n-aș pleca de la acea declarație de campanie ca să fac Nu, dar să vedem ce spune și Cosmin. Cosmin a dat o idee cu invitația la dans. Cred că jocul este acum cine va conduce.
adică dansul. Deci va fi PSD cu sprijinul PNL sau PNL cu sprijinul PSD, ținând cont și de deteriorarea... Să fie PSD la guvernare sprijinit de PNL? Eu asta nu înțeleg. Nu știu, ai înțeles cu, în 2012, când se prăbușesc ăștia, când se duce la 2%, că fug parlamentarii, intră în panică. Deci în 2012 am înțeles că PSD și PNL au avut cea mai mare șansă de reformă în România, având 67% în Parlament. Păi bun, și când o avea PSD să 57% că când? Se ducă ăștia în cap, păi lasă-le câteva luni. Că păi după cum crezi pornit, că a câștigat ceva PSD-ul din aceste revolte? Eu cred că a crescut aur. Sau aur, da. Eu cred că evenimentul care va schimba prim-ministru și poate și structura guvernării va fi războiul din Ucraina. Deci noi nu putem să mergem într-un război, pentru că el este iminent. Repet, rușii au pus mii de tancuri la graniță, americanii au trimis două nave și 225 de milioane de dolari pentru dotare pe care i-au dat ucrainenilor. Au trimis două nave cu facilități. Războiul undeva în preajma Paștelui, eu cred că va fi și vor fi niște incidente, iar incidentele ne vor viza și pe noi, pentru că trebuie să fie și o agresiune împotriva unui stat NATO pentru ca să existe motivația de a intra în război. Și pe această motivație, România nu poate să meargă la război cu un prim-ministru ca și Câțu. De aici poate și speculațiile Cosmin, din nou. Stai puțin că chiar speriem lumea. Adică ce vrei să spui? E o metaforă cu România să meargă la război? Nu vreau să spun. Nu e deloc o metaforă. Americanii sunt sprijinitori direcți ai ucrainenilor, au spus, au declarat-o oficial. Oficiali au trimis bani în două reprize în ultima lună, prima dată 100 de milioane de dolari, apoi 125 săptămâna asta. Și săptămâna, exact acum o săptămână, au acostat două mari nave americane cu facilități militare pentru dotarea armatei ucrainene. La două zile distanță, Joe Biden a vorbit despre faptul că trebuie pedepsită Rusia pentru Crimea și reluarea conflictului de acolo, iar Zelenski, președintele Ucrainei, a venit și a spus că va face acest lucru. S-au mișcat trupele în interiorul Ucrainei și de două zile, la graniță, Putin, e pe agențiile de presă de azi noapte, Putin a comasat câteva mii de tancuri, plus dispozitive aeriene pe diverse baze militare care să susțină atacul sau apărarea terestră. Adică suntem în prag de război, iar în condițiile în care americanii sunt acolo, au trei puncte cheie pe teritoriul României, scutul antirachetă de la Deveselu, respectiv bazele militare de la Cogălnicianu și Câmpia Turzii, eu nu văd vreo posibilitate ca România să nu apară ca fiind implicată. Se vor crea incidente ca să se justifice intervenția unor state de tip NATO, nu știm în sprijinul cui. S-ar putea să fie agresate facilitățile militare americane. Vă reamintesc, generalul Hodges, care este în zonă, a cerut oficial să fie minat fundul Mării Negre. Bun, n-a cerut-o, nu oficial, era un think tank. Cosmine, te contrazic, am fost 45 de ani în prag de război, în războiul rece, și nu s-a întâmplat niciun război, cum nu se întâmplă nici acum. Am văzut o analiză foarte bună pe Defense Romania lui Dan Dungaciu, care spune că Rusia și-a realizat obiectivele și nu are forță economică să intervine în Ucraina, chiar dacă ar vrea, n-are nici interes, nici nu ar putea duce un război atât de costisitor. Faptul că se iau măsuri de descurajare, vin două vapoare, vin două nave... Dar Rusia vrea să intervină în Ucraina. Declarația oficială a președintelui Ucrainei, susținută de către diplomații americani, este că își doresc Crimea înapoi, punct. Bun, asta o fi, el a ideea și acolo, și eu sunt sigur, uite, chiar fac așa, sunt sigur că România nu se află în nici un pericol de război. Sunt de acord cu tine că ne așteptăm la ciocniri militare, poate chiar puternice, între Rusia și Ucraina, în Donbas, în Crimea mai puțin, fiindcă nu mai e cazul de Crimea. Dar în Donbas, în zona aceea gri, de la granița de est a Ucrainei, unde locuiesc, înțeleg că majoritatea locuitorilor sunt etnici ruși, da, ne așteptăm la acest tip de confruntări.
Dar în ciuda provocărilor, poate că niște avioane vor intra în spațiul aerian al României, avioane rusești, și vor fi escortate afară de poliția aeriană, de altfel la Cogălnicianu, britanicii sunt acum in charge cu poliția aeriană. Da, așa poate că pe aici, pe acolo, în domeniul media, rețele sociale și alte lucruri de genul ăsta. Dar sub nicio formă nu va intra România în război. Nu dorim lucrul ăsta și nici NATO nu cred că va să intra cu Rusia Dumnezeu în război. Să fie cum zici tu și să nu fie cum presupun eu. Eu îți dai seama, eu înțeleg, studiind atât de mult, n-am trăit niciun război cu adevărat. Și nici nu dorim. Și nici nu dorim, dar studiind atât de mult, îmi dau seama ce se poate întâmpla. Iar declarația Japoniei de alaltăieri, care chestionează de la acea distanță legitimitatea Rusiei asupra părții de est din Ucraina și, bineînțeles, reiterează treaba cu Crimea, nu mi se pare iarăși deloc întâmplătoare, se internaționalizează foarte mult acest conflict. Și dacă și pașnica Japonie a ținut să vorbească despre asta într-o aliniere de tip euroatlantic, ca să vorbim așa, este limpede că se întâmplă ceva. Și repet, asta este un fapt de ieri pe toate agențiile, nu știu câte mii de tancuri, 2-3 mii de tancuri. Avem și noi știrea, da, așa este. Dar tot e bătaia dintre ei. Sigur că NATO va participa diplomatic, n-am nicio îndoială. Iată că s-a extins, Japonia are problema cu curilele ocupate de Rusia după al doilea război mondial, pur și simplu captură de război, nu există niciun document care să justifice. Cumva cum a făcut Ucraina cu insula Șerpilor, ca să spun așa, după război, dar de aici și până ca România să ridice avioane, să lupte împotriva Rusiei... Uite, o să ascult și eu ce a zis Joana în interviu de la voi, că am văzut deja că încep să fie știri pe DC News, cu ce a zis Joana pe acolo, dacă a fost și întrebat, dar nu cred că a ratat această ocazie să discute despre această mare problemă, cât poate să discute oficial, pentru că genul ăsta de război se instalează în urma unor evenimente care nu sunt anunțate. Hai să lăsăm, e Paștele Catolic peste 2 zile, să urăm sărbători fericite, luminate catolicilor și românilor. Catolici, românii sunt în post. Iar unii ortodoxi. Ortodoxi. Iar cât privește Rusia, amenințarea, ei, dacă vrei așa o formulă scurtă de încheiere și cum îți plac ție mai umoristice, Rusia la forța economică, la dezastru de acolo, e pe principiu, ia-l de pe mine că l omor. Cam asta. Când e vorba de economie, sunt total de acord cu tine. Când e vorba de militar, nu. Da, și eu sunt, din punct de vedere militar, Europa este o superputere, din punct de vedere economic nu e nici măcar o putere regională. Rusia. De Rusia vorbim, da. Bun. Ai zis Europa, tu în calitatea ta de europenist. Ne vedem săptămâna viitoare, în aceea zi și la aceeași oră, cum se spune la radio pe vremuri. Mulțumim. Numai bine. DC News, DC TV, Gold FM, la revedere.